În 2014, Marian Căpățână, un apropiat al grupării conduse de Bercea Mondialu, a susținut că l-ai fi contactat pe fiul acestuia și i-ai fi propus 200.000 de euro ca să compromită familia președintelui Traian Băsescu. Ai negat acuzațiile și ai sesizat parchetul. Când ai fost întrebat dacă au încercat cei din mediul infracțional să îți dea bani, ai răspuns așa: da. Totul e frumos la început, dacă vrei bani. Dacă nu vrei bani, te amenință și așa mai departe. Întotdeauna am refuzat și am stat departe. Și le-am transmis multora să nu încerce vreo nefăcută din asta. Eu nu mă vând, nu am preț și nici nu cunosc termenul spaimă. Urmează întrebarea roșie. Cu câți bani a încercat să te cumpere lume interlopă? Au trecut direct la amenințări sau la acțiuni. Dar voiam ăsta, Căpățână ăsta, nu-i cumva unul cu Bercea Mondial sau... Deci lucrurile nu stau așa, în primul rând. Te rog. La Canal D a venit fiul lui Bercea Mondial să-mi spună că are o înregistrare cu fratele președintelui Băsescu. Nu mi-a arătat nimic. Mi-amintesc că mă înregistra, avea o cameră ascunsă și am zis că mai întâi să vedem probele. El încerca să-mi spună că mi-ar da niște bani, nu știu, o aiureală de asta, o prostie în orice caz. Ca la câteva zile după să... Cred că tot individul ăsta a menționat în presă că eu aș fi primit niște bani de la un general ca să îi dau lui să tacă. Oricum, o aiureală. Deci nimic nu era adevărat din toată povestea asta. Deci eu nu recunosc tâmpenia asta. Oricum, individul ăla mințea foarte mult la vremea aia. Nu știu ce... Care era scop... De ce aș fi vrut eu să-i dau bani lui ca să compromit pe cine? Bun, deci când nu te pot cumpăra, te denigrează. A, da, încearcă tot felul de tertipuri. Sau te amenință, sau trec direct la acțiune. Depinde de câți bani sunt la mijloc. Oricum, vreau să spun că atunci când deranjezi afacerile cuiva și acea afacere depășește vreo 3-4 milioane, să te asigur că urmează o execuție. Și au fost destule și în România. Unele de jucat, altele din păcate, nu? Să mai dau timp. Vezi, cazul Arad și tot la Timișoara am avut un coleg jurnalist. Mă rog, el a avut noroc pentru că procurorii DICOT au intervenit la timp și ofițerii de la crimă organizată au dejucat planul de a-l asasina. Adică să nu crezi că România fie o țară chiar foarte sigură. Iar meseria asta a noastră e extrem de periculoasă în ziua de azi. Mulțumesc, Cristi. Mergem mai departe. De-a lungul timpului, investigațiile tale ți-au atras inclusiv amenințări cu moartea care ți-au vizat și familia. Nu e de mirare că te-ai asigurat întotdeauna că soția, copiii și toți cei apropiați sunt bine păziți. Te citez. Știu cum acționează mafioții, mai ales că ei te lovesc acolo unde te doare cel mai tare. Eu îi sfătuiesc să-și vadă de treabă, pentru că nici nu știu de ce sunt în stare. Urmează întrebarea. De ce ai fi în stare pentru familia ta? De orice. De orice. Nu vreau să spun mai multe și ei știu la fel de bine de ce sunt capabil. Mă rezum aici. Bine, continuăm. După ce în 2015 ai ajutat la repatrierea unei familii mixte româno-siriene, ai primit un mesaj de amenințare care te-a determinat să apelezi la instituțiile statului. Presa a scris atunci că un membru al temutei rețele teroriste ISIS ți-a transmis amenințări pe Facebook, iar tu ai făcut un apel public la procurorul șef în care ai scris, citez: persoana respectivă m-a felicitat că am o fetiță foarte frumoasă și că speră că Dumnezeu să aibă grijă de ea, mesaj pe care eu l-am perceput drept o amenințare. Având în vedere că amenințările sunt venite din partea celei mai sângeroase organizații teroriste din lume, vă solicit, domnule procuror șef, să luați măsurile legale care se impun. La știrile Canal D, tu închei jurnalul de fiecare dată cu mesajul: nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Vreau să știu cine
are grijă de Cristi Sabah. Urmează întrebarea. În cine ai încredere că te poate proteja? Ei, Cristi Sabah e cetățean al României. Ca orice alt cetățean, trebuie să fim protejați de instituțiile statului. Vreau să spun că s-au mișcat exemplar la vremea aceea. Nici nu mă așteptam să fie identificat autorul. De fapt, era un român care trecuse de partea ISIS, fusese spălat pe creier, era de undeva din Craiova, dacă îmi amintesc, radicalizat de altfel, și n-a durat, să zic, mai mult de o lună de zile și a fost arestat. Chiar, probabil, și-a ispășit pedeapsa în momentul de față. Avem servicii de informații bune, să știi. România trebuie să se simtă protejați. Cel puțin vestul, pe linia asta de terorism, suntem extrem de bine apărați. Și foarte multe acțiuni teroriste subversive au fost identificate la timp. Să știi că urmau să aibă multe atentate teroriste, să aibă loc pe teritoriul României, dar au fost dejucate la timp. E trist că oamenii ăștia nu vorbesc, sau, mă rog, probabil asta e regula în serviciile secrete, să paci și să taci, să nu te expui prea mult, dar vezi tu, în cealaltă parte, cetățeanul spune, n-am încredere în instituții, că nu fac nimic, că nu ne apără, că vai, că uite, bandiți și așa mai departe. Eu cred că ar fi bine câteodată să iasă public și să arate ce au reușit să facă și de ce sunt capabile. Serviciile secrete. Serviciile secrete însemnând și procurori, și ofițeri de informații, și crimă organizată, și Direcția de Operațiuni Speciale, DOS. Sunt mai multe servicii. Perfect. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. S-au ridicat multe semne de întrebare legate de faptul că ai reușit de foarte multe ori să ajungi acolo unde alții nici măcar nu s-au gândit. Multă lume s-a întrebat dacă nu cumva ai sprijinul serviciilor secrete, mai ales că s-a spus tot timpul că există ofițeri acoperiți printre jurnaliști, iar unii dintre ei chiar au recunoscut colaborarea cu diverse structuri. Tu ai spus însă că, departe de a avea sprijinul lor, ai fi fost chiar filat. Ai dat exemplu luna noiembrie 2013, după ce s-a încheiat operațiunea de salvare a celor 33 de muncitori români din Libia. Te citez. Am fost urmărit și nu știu de ce. Păreau mașini ale serviciilor secrete române, dar chiar nu înțeleg de ce aș fi fost urmărit. Vreau să știu dacă între timp ai aflat cine erau cei care te urmăreau și ce voiau de la tine. Urmează întrebarea roșie. S-a încercat racolarea ta? Prin prisma meseriei, să știi că m-am întâlnit cu foarte mulți șefi din diferite servicii, nu numai în România, ci și în străinătate, în Liban, în Siria, în Libia. În Libia, cred că câtă vreme am locuit acolo, am avut două întâlniri cu noul șef al serviciului secret libian, de altfel, cred că datorită lui am scăpat cu viață, am avut un incident când plecam de la ambasadă și era să fim răpiți și am pomenit numele lui. Probabil că, îți dai seama, și noi suntem vizați. Faptul că ai conexiuni, că ai întâlniri cu diversi, la un moment dat începi să pui semne de întrebare, adică deja treci pe lista unor potențial suspecți. Nu s-a încercat recrutarea mea. Și, sincer să spun, mie îmi place, adică dacă ar fi fost vreodată să devin, m-aș fi făcut polițist. Nu îmi place să stau ca un James Bond, ca unul un tufiș cu pipa în gură, cu ziarul în mână, știi cum stau spionii aia. Fără acțiune, nu tu pistol, nu tu descinderi, nu tu... Chiar nu mi-a plăcut lumea asta, sincer să spun. Adică e o lume așa, invizibilă. Trebuie să treci nevăzut, să acționezi pe teritoriul străin. Deci nu civil. E pentru... Da, n-am nicio treabă, nu mi s-a propus, nici nu mi-ar plăcea, sincer să spun.
Ți-am enumerat motivele, adică dacă ar fi fost să devin ceva, sigur deveneam polițist și atât. Da, deci mai bine polițist decât agent sub acoperire. Da, mă, unul cu ziarul în mână, cu pălăria, stă pe o bancă și urmărește și se întâlnește conspirativ cu nu știu cine. Bine, mulțumesc. Fiind născut într-o familie mixtă română-libaneză, jurnaliștii au fost curioși să afle care este moștenirea ta profund libaneză. Tu le-ai răspuns așa: cred că spiritul de luptător. Iar explicația ar fi că atunci când trăiești într-o țară măcinată în permanență de războaie, începi să urăști nedreptatea. Poate de aici mi se trage, poate din acest motiv am ajuns să nu mai suport ca răul să mă privească așa flegmatic. Urmează întrebarea. Când ai privit ultima oară răul în ochi? De nenumărate ori. Ultima oară am văzut rău în Siria. Am participat la operațiune de repatriere a unor familii mixte siriano-române și urma să ne îmbarcăm. Îți dai seama, aveam toate înregistrările, toate filmările cu camera ascunsă, mă rog, din Siria, din Liban, zona de frontieră, Masna, adică între Liban și Siria. Am trecut de toate check-in-urile poliției și ultimul a fost fix exact la îmbarcarea în avion. Încă un filtru suplimentar. Atunci chiar mi s-a făcut frică. I-am spus cameramanului să-și păstreze calmul. A trecut și astfel am ajuns acasă. Ulterior, materialele au fost difuzate pe post. Toată România le-a văzut. Mi-am luat o piatră de pe inimă. Bine. Mulțumesc. Tatăl tău, cu averea pe care a moștenit-o de la părinții săi, a construit în anii 70 un hotel cu 9 etaje de 4 stele în centrul Beirutului. Tu l-ai numit Hotelul Blestemat. Te citez. În 1981, hotelul a fost ocupat abuziv de refugiații care au venit în Beirut. A fost pe rând sediul armatei israeliene, siriene, miliții libaneze. Într-o noapte, ai mei au pierdut totul dintr-o avere acumulată într-o viață de muncă. Faptul că erau învățați să muncească și să fie responsabili i-a ajutat să o ia de la capăt. Hotelul nu a adus niciun beneficiu familiei tale și era o ruină atunci când l-ai moștenit. Toată presa a vuit când l-ai vândut. Vreau să știu de ce ai ales să te desparți de moștenirea pe care ți-au lăsat-o părinții tăi și ce sumă ai obținut pe clădirea în ruină. Urmează întrebarea. Ai moștenit de la părinții tăi puterea de a o lua de la capăt? Da. Da. Și spun și de ce. Cu banii obținuți de pe hotelul ăla, de fapt, era o ruină, pentru că, exact cum ai și menționat, a fost rând pe rând, ba, cartier general al nu știu cărei miliții, ba, ocupat cu refugiați, ulterior iar veneau alți militari din alte partide și așa mai. Veșnic a fost bombardat. Era un hotel cu 9 etaje, într-adevăr în zona rezidențială, Hamra. Este știută Hamra ca fiind zona rezidențială a băncilor, mă rog, un high life al Beirutului. Într-adevăr, terenul valora ceva. Clădirea, din păcate, trebuia demolată. Cu banii obținuți, mă rog, după ce am plătit comisionare, avocați, taxe și așa mai departe, cu banii am luat un apartament în Decebal și după ce am divorțat de fosta soție, l-am lăsat fiicei mele, Iasmin, și am luat-o de la zero. Adică, cam asta e. Am moștenit ceva de la părinți, să pot să iau veșnic viața de la zero. Pentru că... Deci e foarte important să poți să ai puterea asta. Da, bine. Acum, noi muncim pentru copii, nu? Și cred că e bine să te sacrifici pentru copii. Cei mari să muncească, cum s-ar spune. Nici ăsta nu e un lucru foarte bun, pentru că ți obișnuiești copiii de mici, știi, să aibă totul. Și dacă au totul acum, când sunt mici, depinde la maturitate ce vor face. Vezi, eu n-am aplicat aceeași soluție cum a aplicat-o tata cu mine. Să nu mi-o ofere totul de la început și, știi, să muncesc pentru ce am. Da, în fine, poate erau alte vremuri. Îți mai dau timp.
Erau alte vremuri, atunci noi aveam o altă mentalitate și am zis să nu fac, să procedez la fel cum a procedat tata cu mine. Bine. Dacă am făcut rău sau bine, vom vedea în viitor. Bine, rămânem aici. Mergem cu o întrebare roșie. Chiar dacă tata avea o situație financiară bună, nu te-a crescut ca pe un copil de bani gata, ci ți-a oferit doar strictul necesar. Așa a ales el să te pregătească pentru viață, fără a-ți da bani, fără a-ți cumpăra lucruri scumpe și spunându-ți adesea, pasărea trebuie să învețe să zboare cu propriile sale aripi. Strictețea de care dădea dovadă tatăl tău te-a deranjat mai ales în anii de studenție, când tu mergeai cu metroul la facultate, iar colegii tăi se deplasau cu mașinile cumpărate de părinți. Ție ți se părea nedrept, iar tata nu făcea decât să îți repete continuu: eu te-am trimis la studii, nu la distracție. Aș vrea să-mi spui dacă a fost un moment în care ți-ai fi dorit ca tata să se poarte altfel cu tine. Urmează întrebarea roșie. Te-ai revoltat vreodată împotriva tatălui tău? Nu m-am revoltat, dar într-adevăr mi se părea nedrept. Și acum mi-amintesc, parcă îmi sună în ureche, l-oazo doavole de se propri zel, deci pasărea trebuie să zboare cu propriile sale aripi. Simteam că e nedrept, adică e injust. Colegii aveau cam tot ce își doreau și eu mi-aș fi putut permite multe, dar să știi că mi-a prins bine. Dacă aș fi fost un răsfățat, probabil că nu aveam puterea de a o lua de la capăt și iar și iar și așa mai departe să muncești. Știi de ce? Că atunci când le ai pe toate, parcă nu mai ai pentru ce munci, știi? Acum, într-adevăr, atunci mi se părea nedrept. Acum apreciez enorm că a ales să se poarte mai și dur. Și atunci de ce ai ales să-ți crești altfel copiii? Pentru că am zis să nu procedez așa. Ți-am zis, aia era o epocă, noi avem o altă epocă acum. Copiii se educă altfel și am zis, bă, hai să nu procedez cu copiii mei cum a procedat tata. Că poate n-a fost cel mai bun mod de a mă educa, dar hai să aleg și altă parte, mai light, mai ușoară. Te-ai revoltat vreodată împotriva lui? Nu, nu m-am revoltat, că îl respectam. Dar așa, în sinea mea, se părea bine, se părea că e foarte zgârcit. Dumnezeu să-l ierte. Și într-adevăr era puțin avar. Și înțeleg acum, să pierzi ori totul așa într-o noapte, parcă nu e ușor. Vorbea cu tine în franceză? Da, în franceză. Nu vorbeam araba. De altfel, eu am fost la un colegiu francez. Araba o vorbeam cu prietenii așa, pe stradă, vecinii din bloc, chiar și cu rușii, care, diplomații ruși, vorbeau o arabă impecabilă. Știi că ne întâlneam la lift, ei îmi ziceau spasiva, învățam câteva cuvinte de la ei. Mă rog. Mulțumesc. Da. Mergem mai departe. Din păcate, ți-ai pierdut ambii părinți. Mama s-a stins în 1985, iar tata în 2000. Ai decis ca mormintele lor să rămână în Liban. În 2013 ai spus așa: știu că tata și-a iubit mult țara, iar decizia pe care am luat-o a fost aceea ca și mama să rămână alături de el. Singurele mele vizite în Liban au legătură cu mormintele părinților mei, dar nu am mai ajuns la ele de foarte mulți ani. Îmi este dor să le aprind o lumânare, să stau câteva clipe lângă acel cavou, să vorbesc cu cei care au însemnat pentru mine mai mult decât niște simpli părinți. Vreau să știu ce au însemnat pentru tine părinții tăi. Urmează întrebarea. Când ai fost ultima dată la mormântul părinților tăi? Ultima oară am fost când, tot așa, am participat la o acțiune de repatriere a unor sirieni și eram cu cei de la ambasada română și am rugat să mă ducă până la mormânt. Mi-amintesc că cimitirul era închis, am sărit gardul, a fost o întreagă aventură să-mi rup pantalonii, deși era în alt gard, gardul mai avea încă vreun metru și ceva de sârmă ghimpată. Chiar eram și cu cameramanul nostru. Și m-am dus, am pus o lumânare, ca bandiții aia, știi? M-am rugat și
Asta a fost. Am plecat, mi-am continuat drumul în Siria. Ce a însemnat pentru tine? A însemnat totul, îți dai seama. Știi, de multe ori, na, când văd de un copil de mână cu părinții, parcă mi-amintesc, știi, de copilăria mea și zâmbesc. Știi, na, am avut o copilărie fericită în ciuda faptului că Libanul era măcinat de războaie, de lupte, de stradă. Adică cam toți cei din generația mea au avut o copilărie fericită. Știi, și chiar te obișnuiești cu războiul. Devine un mod de viață. Adică te duci, ăia se luptă la trei străzi distanță, tu te duci, faci cumpărăturile. Ceva normal, nu? Bine, mulțumesc.